Stațiunea Bușteni s-a mândrit cu un oaspete de seamă. Unul dintre fiii fostului președinte cubanez, Fidel Castro, a fost acolo și a petrecut cu lăutari. Ce mare este mândria, ați venit în România. Să beau și să mă simt bine, cu Alejandro lângă mine. Să beau să mă simt bine, cu Alejandro lângă mine. Chiar dacă ne duci cu tuba, vreau să mergem toți în Cuba. Alejandro Castro a fost întâmpinat de autorități cu pâine, sare și țuică. Urmașul fostului președinte cubanez a luat apoi masa la cramă. A fost servit cu șorici mici, carne de căprioare, mămăligă și murături. Iar la desert, cu dulceață, Simona Halep. Drept răsplată, musafirul a oferit gazdelor, bineînțeles, trabucuri. Înainte să plece înapoi în Cuba, Alejandro a vizitat și castelul Cantacuzino, dar a promis că va reveni să vadă platoul Bucegilor. Se pare că s-a simțit tare bine în țara noastră, acum câteva săptămâni a petrecut și într-un club la Mamaia.